ales să citesc dintr-un loc mai neobișnuit, dar potrivit pentru o ocazie ca aceasta. Pentru cei care sunteți nefamiliarizați cu cei trei bebeluși, tot să spun că ea este Cristina și mama ei se roagă ca și tatăl Cristinei să vină într-o zi în mijlocul nostru sau dacă nu, cel puțin să aibă libertatea ca mama și Cristina să fie în fiecare sabat împreună cu noi. Noi i-am pus-o pe Iuliana pe lista noastră de rugăciune a comunității și ne rugăm ca dorința pe care ea și-a exprimat-o chiar săptămâna trecută de a se prinde puternic de Domnul Hristos să fie într-adevăr un lucru care să se întâmple pentru totdeauna. Îl avem pe David, care este foarte curios, parcă se uită aici în Biblie să vadă de unde vreau să citesc. Și îl avem pe Ervin. Slavă Domnului pentru acești trei copii care s-au născut sănătoși, care au părinți credincioși și care au fost astăzi aduși în mijlocul nostru. Aș vrea să citesc în Cartea Proverbelor, în capitolul 4, câteva versete. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată. Am înțeles. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți. Căci eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea, căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea, păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi, dobândește înțelepciunea, dobândește priceperea, nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele, n-o părăsi și ea te va păzi. Dragi părinți, cuvintele acestea sunt pentru voi mai mult. Pentru că copiii încă nu pricep ei acum ce am citit, dar cu siguranță ei pricep ceea ce voi le spuneți în fiecare zi. Și ceea ce vă încurajez să faceți este vorbiți-le copiilor voștri mereu și mereu. Luați-vă timp și mamele și tații. Deopotrivă, avem responsabilitatea și trebuie să ne facem timp să stăm de vorbă cu copiii noștri. Au multe întrebări, acum încă nu au. Au nevoie de Pampers, de lapte, de să doarmă la timp, dar va veni vremea când vor avea foarte multe întrebări, vor vedea foarte multe lucruri în biserică, se predică una, se întâmplă alta, te întreabă acasă, te întreabă pe drum, de ce se vorbește așa și se face altfel. Sunt multe provocări atunci când stăm în fața copiilor noștri. Luați-vă timp și Dumnezeu să vă dea înțelepciunea ca să le vorbiți. Pentru că tot ceea ce îi veți învăța acum, le va prinde bine mai târziu. Tot înțeleptul spune, învață-l pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va fi mare, nu se va abate de la ea. Eu cred în educația pe care părinții, sub îndrumarea lui Dumnezeu, o dau copiilor lor. Nu-i creșteți ca pe niște prinți plini de egoism, de competiție în comparație cu alți copii și de alte spirite de felul acesta, ci ca pe niște copii ai lui Hristos, în modestie, în umilință și în credință. Și Dumnezeu va binecuvânta cu ei și în veșnicie. Amin. Aș vrea să ne rugăm pentru acești trei copii. Tatăl nostru care locuiești în ceruri, dorim să-ți mulțumim pentru că acești părinți au venit cu copiii lor înaintea ta ca să-i dedice. Au venit cu copiii aceștia pentru că se bucură de darul pe care tu l-ai oferit. Și astăzi, ca părinți, vor să se asigure că slujirea lor pentru acești copii va fi eficientă, va fi binecuvântată, va aduce roadele pe care ei le așteaptă mai târziu, așa încât acești copii să-i bucure pe ei și să-i bucure și pe toți ceilalți, să se poată spune despre ei cum se spune despre un alt copil în Sfânta Scriptură, creștea în înțelepciune, în frumusețe și îi uimea pe toți. Te rog pentru Cristina. Te rog, Doamne, să o binecuvintezi și fă ca, în calitate de mamă creștină, să-i dea
să primească cea mai bună educație de la mama ei, de la Iuliana. Te rog să o binecuvintezi pe Iuliana. Și prin mama ei să o binecuvintezi pe Cristina. Și fă ca acest copil pe care Iuliana îl ține în brațe acum să fie ținut de tine în brațe. Să fie binecuvântat de tine. Și să te asculte pe tine mai târziu. Nu va fi ușor pentru că ea va crește sub două influențe. Dar Iuliana nu este singură. Are cu ea tot cerul, are biserica, frați, surori, prieteni. Fă, Doamne, să fim alături de ei ca mame și tați, părinți spirituali și nu numai față de acești copii, ci față de toți copiii bisericii. Să putem să împărțim în mod egal sentimente, priorități și tot ceea ce putem să avem pentru slujirea lor. Aș vrea să te rog și pentru copilul David. Vreau să-ți mulțumesc pentru că astăzi, în locul acesta, Liviu și Alina au venit cu micuțul lor. Este așa de plăcut să fii părinte, este așa de plăcut să ai un copil, dar este atât de plăcut să știi că copilul acesta va avea un viitor. Și viitorul nu va fi altul decât acela pe care tu îl vei hotărâ. Pentru că ei au venit aici ca să-și ceară lucrul acesta. De aceea te rog să le binecuvintezi copilul. Să fie un copil cu minte, inteligent, credincios, iar bucuria lor să fie împreună aici, dar să fie și în împărăția ta. Comunitatea din locul acesta, împreună cu părinții, cu Damian, Georgiana, venim înaintea ta pentru Ervin și te rugăm de asemenea să-l binecuvintezi. Doamne, ne-ar fi plăcut să fii în mijlocul nostru, să iei tu acești copilași în brațe, să rostești binecuvântările tale și chiar să rostești o mustrare acestei biserici până vă veți face ca acest copilaș nu veți intra în împărăția cerurilor. Pentru că, într-adevăr, avem nevoie să ne întoarcem în timp, în noi, avem nevoie de acea naștere din nou ca să fim plăcuți înaintea ta. Iată, copiii aceștia sunt o lecție pentru noi. Mă întorc acum la Ervin și te rog să-l binecuvintezi. Și fă ca prezența lui aici între noi, împreună cu părinții, să fie acea lecție pe care tu să o dai acestei biserici mereu și mereu. Și pentru el te rog să-i dăruiești sănătate, să-i dăruiești înțelepciune, să-i dăruiești ascultarea de părinți, ascultarea de tine, ca să crească frumos într-o lume cu atât de multe provocări, cu atât de multe ispite, cu atât de multe nereguli, copilul acesta și toți cei trei copii pe care îi dedicăm astăzi să crească ca o mărturie că Duhul Tău cel Sfânt încă ne cercetează, încă se odihnește asupra noastră și că puterea Ta ne poate înnobila și ne poate pregăti pentru împărăția Ta. Prin Domnul Iisus Te-am rugat și Îți mulțumim. Amin. Biserica a pregătit ceva special pentru bebelușii noștri, iar tot din partea bisericii aveți câte un certificat de dedicare pentru Ervin, pentru David și pe verso ceva pentru părinți și pentru Cristina. Frumos. Felicitări pentru copilul vostru. Și am mai pregătit ceva. Pe lângă hârtiuța aceasta și flori și cărți, am pregătit și un punct muzical special. Da.
Dumnezeu să-i binecuvinteze pe părinți și pe copiii noștri și așteptăm un alt sabat când iar alți 3-4 copii să vină pe aici. Vă încurajez, vă mulțumesc mult, aș vrea să invit pe Felicia acum pentru piesa muzicală care face legătura între momentul acesta și predica care urmează.